Odată cu scăderea debitelor fluviului Dunărea și a brațului Borcea, în mai multe locații din județul Călărași pot fi văzute epave. Cât de vechi sunt și informații despre istoria locului, am aflat de la directorul Muzeului Municipal Călărași, Florin Rădulescu. Odată cu scăderea debitului fluviului Dunărea, pe aici, pe acolo, apar epave. Unde mai exact pot fi văzute aceste epave în Călărași? Păi să o luăm așa. Primele pe care le-am văzut au fost undeva în 1992 pe brațul Ostrov, după care în 2011 pe brațul Borcea. Anul trecut am fost pe brațul Borcea și am inventariat-o pe cea pe care o găsisem în 2011, iar anul acesta am fost să le revăd pe cele din 1992. În total ar fi? În total cred că sunt mai multe. Ce am văzut eu sunt una, două, trei, cred că vreo șase. Și cea mai veche ar fi? Cea mai veche, cred că cea de pe brațul Ostrov. De ce? Pentru că am putut să le datez în intervalul ăsta dintre 1992 și până astăzi, găsind diferite documente, suprapunând anumite hărți, am ajuns la concluzia că epavele de pe brațul Ostrov, undeva la jumătatea distanței dintre punctul Regie și localitatea Ostrov, aproape de punctul cunoscut la piatră de localnici, este locul prin care armata rusă a trecut în 1854 toate brațele Dunării, să spunem așa, să atace Silistra. Există o hartă datată 1854 pe care sunt figurate trei poduri. Unul undeva între Gura Borcii și podul 4, așa cum o știm noi. Unul undeva în zona Hidrohaltei de pe Dunăre și cel care trece brațul Ostrov în zona la Piatră. Uh-huh. Și așa am ajuns la concluzia că acele corpuri plutitoare scufundate acum, tip epave, sunt pontoanele folosite la podurile din 1854. Legat de atacurile pe care armata rusă le-a efectuat asupra cetății Silistrei, trebuie să știți că în 1854, unul dintre generalii ruși care era prezent aici cu armata rusă, era un tip pe nume Schilder, care era un inginer militar, de fapt, inventatorul primului submarin cu corp metalic din lume și care a avut ghinionul să fie rănit de o schijă, să facă septicemie, să moară la Călăraș, să fie îngropat în curtea, sau de fapt nu în curtea, acum este în curtea, dar atunci era cimitirul din jurul bisericii Sfântul Nicolae, adică biserica catedrală. Iar osemintele lui au fost repatriate undeva în jurul anului 1910-1911. Așa că avem povești frumoase la Călăraș. Avem istorie. Da. La Dichiseni? La Dichiseni este vorba de alt tip de navă. O navă care era guvernată de o cârmă, o navă tip șlep, cu bordul foarte jos, deci nu avea o înălțime foarte mare, dar de dimensiuni destul de mari. Cea de la Dichiseni are 25 de metri lungime cu 5 metri lățime. Cele de pe brațul Ostrov sunt mai mici și se vede clar că au fost folosite ca pontoane. Și acolo la Ostrov sunt mai multe. De asta am zis 6. Acolo sunt vreo 4 bucăți lejeri. Și mai este una pe care am văzut-o și în 92 și prin 97 și în 2000 și ceva, undeva între stația de pompare de pe brațul Ostrov și punctul de trecere cu Bacu. Este o navă descoperită tot așa cu ocazia scăderii apelor,
și cercetată de Muzeul Marinei și Muzeul Național Militar în 1984. Există un articol în 1984 în revista Știință și Tehnică, cu fotografii din timpul cercetării, cu desene și niște cuvinte care ne explică ce s-a întâmplat acolo. Istoria. Pot fi recuperate aceste epave? În mod sigur, da. Se poate acest lucru? Se dorește? Marile muzee și-au arătat? Sau? Marile muzee. Ce înseamnă marile muzee? Nu știu, mă gândesc la un muzeu de istorie sau muzeul naval, muzeul marinei. În 2011 am făcut adrese către foarte multe instituții care aveau incidență asupra locului descoperirii și n-am primit niciun răspuns nici până în ziua de astăzi, așa că interesul există. Da. Deci nu, vor deci rămâne acolo. Nu, vor rămâne acolo. Probabil că e mai bine pentru ele. Dacă sunt de 200 de ani aproape acolo, vor mai sta până când cineva își pregătește un buget, pentru că e nevoie de un buget serios. Odată să urmărești cotele și când știi că vine cota, nu ai la dispoziție foarte multe zile să acționezi, să poți să o scoți, să poți să o conservi. Scosul ca scosul, dar conservarea este o problemă. Că o scoți dintr-un mediu umed și o duci într-un mediu uscat și... Se deteriorează. Da, se uscă brusc. Trebuie să-i păstrezi umiditatea cât mai mult, în așa fel încât lemnul să nu se crape, să nu se distrugă. Ținând cont de răspunsurile primite, cred că va rămâne acolo foarte mulți ani și de acum încolo. Da. În afară de epave, în zonele menționate, găsim și alte obiecte vechi? Zonele menționate sunt purtătoare și de urme ale locuirii oamenilor, și pe brațul Borcea și pe brațul Ostrov. Dacă pe brațul Ostrov sunt urme din epocă romană, pentru cei care au vizitat orașul Silistra, au observat între blocuri niște gropi cu ziduri mari și frumoase, iar în parcul orașului Silistra există urme de ziduri mari și frumoase. Unele sunt din epocă romană, altele sunt din epocă bizantină, iar sus pe deal există și urme din epocă modernă. În zona românească, unde am fost noi pe brațul Ostrov, a fost așezarea civilă a cetății Durostorum, care era cetate romană. Acolo au fost făcute descoperiri de cuptoare, descoperiri de locuințe. A fost descoperită și o construcție tip baie, tip terme, cu zone, cu toată instalația aferentă, adică pe unde circula aburul, apa caldă. Da, o frumusețe. Erau destul de avansați din punctul ăsta de vedere. Da, aveau un grad de civilizație ridicat. Și pe malul Borcei, în zona Dichiseni, Costigen? Pe malul Borcei, în zona Dichiseni, sunt urme ale unor civilizații, unele mai vechi decât epoca romană, altele mai noi. Adică mă refer la urme neolitice, dar și la urme de epocă Dridu, care înseamnă secolul 9-11. Oamenii nu prea cunosc locurile acestea. Chiar nu ne cunoaștem istoria, nu știm exact ce se află în zonă. Foarte mulți au fost surprinși să afle că există epave care pot fi văzute odată cu scăderea debitului. Ce Dumnezeu li se întâmplă? Nu ne promovăm? Nu... Nu știu dacă este vorba de promovare. Cred că este vorba și de interesul omului de a vedea lucruri noi. Și când spun asta, mă gândesc la oameni care merg pe același drum toată viața, de acasă la serviciu sau la școală, și nu sunt curioși să o ia pe o străduță laterală să vadă cum este și pe străduța respectivă. Ori, având de a face cu asemenea oameni, de ce să ne mirăm că nu le cunoaștem aceste informații? Asta zic, poate nu au informație, poate nu. Adică nu văd colțul și să ia la stânga sau la dreapta? Nu știu. Eu am întâlnit foarte mulți oameni care nu știau despre epava de la Coslogeni. Chiar eu am aflat abia anul trecut de el. Adică sunt informații care nu prea au apărut. Bine, ținând cont că a fost descoperită de curând, da, epava de la Coslogeni. Da. Cele de la Ostrov sunt ceva mai vechi.
sunt ceva mai descoperite mai de mult. Da, cea de la de lângă punctul de trecere a fost asimilată unei corăbioare turcești care se numea Caic sau Caic. Și este și ea databilă undeva 1800 și. Dacă vom fi curioși să căutăm pe net informații despre istoria Silistrei, vom vedea că există în arhivele și în pinacotecile rusești tablouri cu atacul asupra Silistrei, în care orașul Silistra, așa cum îl vedem noi, este figurat pe deal de pictorul rus, iar pe Dunăre se văd 10 de catarge. Asta înseamnă că acolo a fost o navigație și a fost o flotă puternică. Ținând cont că apa este foarte scăzută acum, iar epavele pot fi văzute cu ușurință, nu există și riscul ca acestea să fie distruse de oameni? Să scoată părți? Inclusiv această intervenție poate avea efecte și benefice, dar și rele asupra epavei. Un curios acum se duce, o caută și vrea să-și ia amintire de acolo un lemn. Într-adevăr, se distruge. Dar, sincer, mi-e greu să cred că vor fi oameni interesați să plece acum pe Brațostrov și să vadă epavele.